Povestea de pe insulă, episoadele 10 și 12, înainte ca Poirot și Haziran să se sărute, sunt întrerupți de Idil, care, intenționat, face zgomot lovind un obiect, apoi pleacă. Mai târziu, Idil încearcă să-l convingă pe Poirot că Haziran și Hakan se cunosc de mai mult timp, dar ei reușesc să scape și de această dată. Poirot o duce pe Haziran cu barca pe o insulă pustie. Haziran învață să pescuiască și rămân în acea noapte acolo. Amândoi pun un pariu, iar când va câștiga, va trebui să spună celălalt un secret. Următoarea zi, Haziran primește un telefon de la Istanbul, prin intermediul lui Birici. Batu, un vechi prieten, îi oferă un loc de muncă foarte avantajos. Haziran îl anunță pe Poirot că va pleca, iar el se preface că nu-i pasă dacă pleacă. De fapt, Haziran așteaptă ca el să îi spună să rămână. Prietenii ei de pe insulă încearcă să o împiedice să ajungă la timp acolo pentru a pierde feribotul spre Istanbul, dar Idil, care își dorește foarte mult ca ea să plece, ajută și ajunge cu bine. După plecarea lui, Gyurken și Melissa îi dau de înțeles lui Poirot că Haziran nu ar fi dorit să plece. La sfârșitul episodului, înainte ca feribotul să plece, Poirot ajunge la timp și îi spune lui Haziran să rămână.